Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Dragilor, vă salutăm, ne bucurăm că este ora 4 și ne bucurăm că ne-ați ales și astăzi să petrecem timp de calitate într-o nouă ediție de Vorbă cu Doctorul. Eu sunt Consuela Blașa, gaza voastră și astăzi și chiar dacă vă oferim o ție înregistrată, vă voi încuraja să ne scrieți întrebările, sugestiile și opiniile voastre, pentru că, așa cum foarte bine știți, sunteți foarte importanți pentru noi, iar noi ne dorim să venim în ajutorul nevoilor voastre. În platou lângă mine se află doi invitați de valoare, de aceea vă încurajez să ne scrieți atât în live-ul de pe YouTube, cât și la telefonul 0733 004455, tot ce ce vă preocupă despre boala coronariană. Boala coronariană se află printre primele cauze de mortalitate atât în rândul persoanelor de sex feminin cât și masculin, reprezentând o patologie care afectează aproximativ 60 de milioane de persoane în întreaga lume. Potrivit OMS, boala coronariană va rămâne principala cauză de deces în următorii 10 ani la nivel mondial, numărul celor care pierd lupta cu viața din această cauză fiind mult înaintea deceselor provocate de cancer, HIV, SIDA și boli hepatice. În România, boala cardiacă este răspunzătoare de peste 60% dintre decese înainte de accidentul vascular cerebral și de diferite forme de cancer. Dezvoltarea deosebită a tehnologiilor medicale și a procedurilor chirurgicale și non-chirurgicale face ca, în cele mai multe cazuri, pentru aceeași afecțiune, să existe mai multe opțiuni terapeutice. Alegerea celor mai bune tratamente, mai ales când este vorba de chirurgie cardiacă sau de cardiologie intervențională, se face în echipă, iar fiecare decizie și acțiune sunt orientate către atingerea obiectivelor individuale ale pacientului. Ce este boala coronariană? Ce manifestări sunt în această boală? Care sunt cauzele? Care sunt factorii de risc principali în cazul unei ateroscleroze? Care este frecvența bolii coronariene? Ce este angina pectorală? Sunt afecțiunile coronariene ereditare? Care este rolul imagisticii moderne în diagnosticul bolilor coronariene? Tratamente chirurgicale sau intervenționale? Ne vor răspunde la aceste întrebări profesor dr. Lucian Dorobanțu, medic primar chirurgie cardiovasculară, și dr. Lucian Călmâc, medic primar cardiologie. Vă salut și mă bucur mult să vă am în plateul nostru. Salut, mâna, și mulțumim pentru invitație. Mulțumim pentru invitație. Ne simțim răsfățați atunci când găsim doi specialiști care să găsească timp liber comun și să se și prezinte într-un platou de televiziune pentru a răspunde unor întrebări, astfel încât cei care ne urmăresc să fie mai aproape de adevăr, mai aproape de a fi sănătoși. Un subiect important, complicat, mă voi baza pe noastră că ne veți răspunde la întrebări care poate că nu vor puncta exact ceea ce trebuie să cunoaștem, dar dumneavoastră sunt convinsă că știți ce trebuie să cunoască orice cetățean român. Pentru început, pentru că v-am în echipă alături de noi, vrem să știm ce este acest Heart Team, echipa inimii la noi în platou. De ce lucrați împreună? Ce face unul, ce face celălalt? Care este avantajul pentru pacient? Aș începe eu prin a încerca să detaliez acest concept, care în acest moment este dincolo de concept. Este trecută în cele mai multe ghiduri, este o obligație atunci când luăm în discuție revascularizarea unui pacient. Acest Heart Team începe din faza în care pacientul este investigat. În el trebuie să facă parte atât cardiologul, noi suntem doar doi membri ai unei echipe extrem de complexe și experimentate, care înseamnă atât diagnostic cât și tratament medical, apoi tratament intervențional și tratament chirurgical. Pacientul în ziua de astăzi are mai multe opțiuni terapeutice. Există mai multe metode de tratament adresate aceleași boli. Astăzi vorbim despre boala coronariană sau cum se numea sau cum cunosc cei mai mulți telespectatori, cardiopatie ischemică. Și este extrem de important ca să se ia cea mai corectă decizie adaptată nevoilor fiecărui pacient. Pentru că știm cu toții, nu există boli, există pacienți și fiecare pacient are particularitățile sale și este extrem de important să îi se propună cea mai corectă soluție, iar la fel de important este ca pacientul să o înțeleagă și de cele mai multe ori trebuie să aleagă și să devină partenerul medicilor în a alege cea mai bună opțiune terapeutică pentru pacientul din fața noastră.
Bănuiesc că dacă faceți o echipă, vă înțelegeți foarte bine și ajungeți la concluzii similare. Apropo de asta cu concluziile, în prezent se consideră că atunci când luăm deciziile într-o echipă, aceste decizii sunt mult mai reproductibile, adică diferite echipe vor ajunge mai probabil la aceeași concluzie decât atunci când deciziile sunt luate strict pe principiu individual și acest lucru deja este statutat la nivel de recomandări ale societăților profesionale. S-au făcut astfel de studii și s-a ajuns la această concluzie. Dacă același pacient ar fi prezentat mai multor medici, atunci deciziile vor fi foarte dependente de experiența individuală, dar atunci când tu, ca și medic, trebuie să împărtășești, să discuți particularitățile bolnavului cu încă unul sau doi sau chiar mai mulți colegi, atunci echipa va ajunge mai degrabă la aceeași concluzie cu altă echipă cu o componență probabil similară. Deci vorbim aici despre o încercare oareșcare de standardizare, de a avea concluzii comune până la urmă, care foarte probabil sunt în folosul pacienților. Eu mă bucur foarte mult atunci când medicii vorbesc despre echipă, pentru că s-a creat așa cumva un mit urban că medicii sunt atât de mândri încât preferă să lucreze fiecare pe felia lui, pentru că se consideră expert pe ceea ce face el și atunci este complicat să colaboreze cu alți colegi atât timp cât el se consideră Dumnezeu pe ceea ce face. Și atunci când venim în fața celor care ne urmăresc cu echipă, înțelegem că demontăm acest mit, pentru că medicii sunt deschiși către experiența celorlalți colegi, sunt deschiși să discute și să ajungă la concluzii care vin în ajutorul pacientului. Da, este o cutumă a sistemelor medicale și poate o cutumă și a sistemului medical românesc. Nu este numai România, este peste tot. Însă totul pleacă și se sfârșește la interesul pacientului. Și atunci, dacă punem interesul pacientului în fața opiniilor personale despre valoarea individuală a fiecărui om, sigur că trebuie să vorbim în echipă, pentru că se întâmplă și acasă, nu? Când ne amenajăm o casă și suntem convinși că am făcut-o perfect și vine un invitat, intră pe ușă și zice: ia uite acolo, n-ai pus bine chestia aia. Și sare în ochi. Este fundamental în ziua de astăzi, în care trebuie să avem niște rezultate reproductibile, corecte și foarte bune, să avem o echipă care discută cazul și o echipă care intră mai departe în ceea ce în profunzime și ceea ce înseamnă gestul terapeutic. Orice idee care vine, orice om care constituie o echipă care cu adevărat lucrează împreună și care vine cu o idee constructivă, ea trebuie luată în considerare și mai multe minți bune fac mai mult decât una singură. Asta este categoric. Începem să vă povestim puțin despre această boală coronariană și aș vrea să vă întreb dacă Heart Team s-a format în jurul bolii coronariene sau în general în afecțiunile inimii. În general, sunt foarte multe afecțiuni ale inimii în acest moment care se discută în Heart Team. Tocmai din acest motiv. Nu numai boala coronariană, nu numai revascularizarea. Sunt proceduri, foarte multe proceduri hibride. Sigur că există puțină dotare în România, dar există deja există această oportunitate și la noi în țară, în care sunt săli, de exemplu, chirurgicale, în care se poate face chirurgie cardiacă, în același timp cu un angiograf, nu cu un C-arm sau altceva, cu un angiograf extrem de performant, care să ofere soluții intervenționale aceluiași pacient aflat pe masa de operație. Ei, pentru ca să ajungem la o soluție terapeutică comună, în care chirurgul face o parte a intervenției, intervenționistul face altă parte, trebuie să fim și să avem un dialog foarte bun înainte. Dar în momentul în care investești și construiești o astfel de infrastructură, este evident că ea nu poate să existe fără niște oameni care constituie cu adevărat o echipă care se preocupă de mersul comun și de interesul pacientului. Este normal și eu nu critic faptul că atunci când eu știu, de exemplu, chirurgie, sunt convins că cea mai bună soluție este chirurgia. Și dumneavoastră sunteți convinsă, nu, că cea mai bună soluție este cea pe care o cunoașteți. Dar trebuie să fim deschiși și la ceea ce nu cunoaștem. Și ceea ce nu cunoaștem ne aduc colegii din echipă.
Evident, e foarte importantă discuția în echipă pentru ceea ce se numesc cazurile discutabile. Există o bună parte din cazuri la care soluțiile sunt clare, sunt standard și atunci, într-adevăr, nu se ajunge întotdeauna, pentru că uneori o discuție de felul acesta, evident, presupune aducerea mai multor specialiști în comun și necesarul de a aduce tuturor informația și uneori avem nevoie să luăm, evident, decizii și în timp foarte scurt, mai ales în ceea ce înseamnă afecțiunile cardiace, uneori decizia trebuie luată în câteva minute sau chiar sub un minut. Și atunci, cu siguranță, avem soluții. Nu stăm totdeauna să întrebăm și pe altcineva ce avem de făcut. Pentru că asta ar putea să devină, la un moment dat, o slăbiciune. Dar, atunci când cazurile știm că presupun mai multe soluții sau că pot fi rezolvate în mai multe moduri, avem suficient timp, pacientul ne permite, are o stare care ne permite să ne consultăm, atunci chiar este bine să ne consultăm. Și într-adevăr, ideea de a avea o infrastructură tehnică completă este foarte importantă și e de luat în seamă. Aș avea o întrebare, dar poate fi considerată cricotașă și o postez pentru la final, doar dacă ne mai rămâne timp. Voi considera că este un semn divin că cineva acolo mă încurajează să fiu și cricotașă astăzi. Da, cricotașă și acum. Adică deja suntem curioși. Atunci vă las curioși până la finalul ediției. Vă mulțumesc pentru că sunteți deschiși. Cum ar trebui să înțelegem această boală coronariană? Ce ar trebui să cunoască cei care ne urmăresc în acest moment? Cât este de păcătoasă această afecțiune? Cât este de silențioasă această boală? O să vreau să încep eu aici. Este o formulă care lasă foarte multă incertitudine. Din momentul în care un medic își pune problema că un pacient poate avea o formă de astfel de afecțiune, supraviețuirea se întinde de 30 de secunde și 50 de ani. Deci, în momentul în care... Deci există un spectru extrem de larg de forme care sunt, de fapt, manifestările aceleiași boli. Și atunci, exact cum spunea și colegul meu mai devreme, boala se personalizează foarte mult la pacient și nu avem o boală, avem pacientul cu eventual ceva manifestări ale bolii și trebuie să reușim să integrăm, să vedem cam care este gradul de pericol pentru forma respectivă și cât de repede este nevoie de o atitudine terapeutică care poate să fie, sau întotdeauna are un aspect medicamentos, de stil de viață și pe lângă acestea două, atunci când ele nu sunt suficiente, este nevoie de ceea ce se cheamă revascularizare, adică îndepărtarea efectului mecanic al unui blocaj la nivelul vasului de sânge asupra mușchiului care este deservit de acel vas. Și aceasta se poate face fie prin dilatarea vasului, fie prin ocolirea acestuia care se face chirurgical. Boala coronariană este o boală a inimii sau a vaselor? Este o boală a vaselor care influențează inima și poate să ducă la o boală a mușchiului inimii. Boala coronariană se referă la boala vaselor de sânge, boala coronarelor. Coronarele sunt vasele de sânge care irigă inima, aduc sânge la inimă, dar atunci când nu avem sânge suficient, mușchiul inimii suferă și se transformă într-o boală ischemică, se numește, adică nu ajunge sânge suficient la mușchiul respectiv, o boală cardiacă ischemică. Este important de înțeles că, de exemplu, acest tip de boală poate să influențeze nu numai mușchiul inimii, poate să influențeze valvele inimii, poate să influențeze întregul spectru al structurilor cardiace și în momentul în care tot aparatul cardiac, sau să zicem în ansamblu, suferă, poate să sufere toate organele. Astfel încât... De aceea este important să luăm deciziile corecte și cel mai important în ziua de astăzi este să luăm deciziile corecte care ne dau cel mai bun și cea mai bună supraviețuire în timp. Chirurgia cardiacă și cardiologia intervențională în acest moment nu mai vorbesc de rezultate imediate, vorbesc mai ales de rezultate la distanță. Noi suntem
foarte dedicați opiniei că ar trebui să avem rezultatele și să știm rezultatele fiecărui centru în parte, pentru a ști fiecare ce are de făcut pentru a le îmbunătăți. Să ajungă la performanța celorlalți. Sigur că e de un pic stranie pentru o țară în care noi nu reușim să știm perfect ce și care sunt rezultatele. Și spunem, am operat 5.000 de bolnavi. Dar nu ne interesează câți am operat. Ne interesează care sunt mortalitățile raportate la indicele de complexitate al procedurii. Ca să știm dacă facem lucrurile bine sau nu. De aceea e foarte important să lucrăm în echipă, că avem feedback. Când sunt mai mulți oameni, și nu suntem numai noi doi, sunt cardiologi, sunt imagiști care se ocupă și fac RMN-uri cardiace specifice, angio-CT-uri. Echipa e foarte mare și evident într-o echipă foarte mare, părerile sunt extrem, poate să fie diverse și opiniile și feedback-ul asupra ceea ce faci și asupra ceea ce spui este imediat. Și atunci corecțiile vin foarte repede și se duc către rezultatul corect pentru pacient. Îmi place că salvați timp și nu ne trebuie să salvăm timpul în platoul nostru de fiecare dată și să oferim cât mai multe informații într-un timp foarte comprimat. Întorcându-mă la afecțiune, aș vrea să vă întreb care sunt cauzele care duc la apariția ei. Sunt factori ereditari? Mă nasc cu anumită sensibilitate a coronarelor sau a inimii care să declanșeze această afecțiune? Sau stilul de viață, ceea ce fac, mediul în care mă dezvolt, aduc un impact puternic? Răspunsul este oarecum simplu. Sunt mulți factori, inclusiv factori. Cel mai simplu este să îi împărțim în factori modificabili și factori nemodificabili. Da? Factorii nemodificabili sunt, exact cum spuneam, predispoziția noastră genetică. Predispoziția genetică îmbracă anumite aspecte pe care le recunoaștem, de tipul prezenței hipertensiunii, diabetului, nivelului crescut de colesterol, dar sunt și unii factori pe care nu îi vedem sau îi vedem mult mai greu, doar dacă facem niște teste specifice. Și sunt factorii modificabili care țin de, în primul rând, de acest obicei pe care l-au mulți, din păcate, oameni, fumatul, care este unul dintre principalii factori care pot conduce la apariția bolii coronariene. Și aici mi-aș permite să mai fac o paranteză. Boala coronariană nu este parte a unei boli generalizate care afectează vasele din întreg organismul și care se numește ateroscleroză. Da? Și pacientul cu boală coronariană frecvent are afectări și în alte teritorii de tip vase care irigă creierul, vase care irigă membrele, vase care irigă organele abdominale. Deci nu avem doar boală coronariană la un pacient și acum închidem această paranteză. Deci fumatul este principalul factor reversibil la care, dacă avem suficientă voință, aș putea spune, reușim să-l eliminăm din agresorii noștri. Ceilalți sunt, într-adevăr, stilul de viață, greutatea pe care o avem, deci obezitatea este iarăși un factor important de risc pentru boala aterosclerotică, nivelul de activitate și sper că n-am uitat nimic. Și dieta globală. Există unele principii care, așa generic vorbind, dieta mediteraneană este cea care este cunoscută a fi protectivă pentru apariția sau contra apariției bolii aterosclerotice. Deci, o altă variantă de a prezenta acest factor sunt, avem o serie de factori agresori și factori protectori. În momentul în care balanța se înclină în favoarea factorilor agresori, atunci riscăm să dezvoltăm boala. Dacă balanța, chiar dacă avem factori agresori, balanța genetică, pe care fiecare cu norocul lui, se înclină în favoarea factorilor protective, atunci, chiar dacă avem un stil de viață mai puțin sănătos, dacă avem noroc și dacă vrem să ne bazăm pe chestia asta, dar nu este ceva recomandabil, atunci poate că nu vom dezvolta boala. Și asta este un răspuns la întrebarea, dar știu atâția oameni care nu fac ce trebuie și n-au nicio problemă. De ce îmi spui mie că eu trebuie să-mi schimb stilul de viață? Tocmai pentru că poate ai venit la medic pentru că ai o problemă și atunci trebuie să o acceptăm că ea există. Deci balanța s-a înclinat în favoarea factorilor agresivi și atunci nu mai putem să avem același mod de viață ca până acum.
chiar ieri observam la noi în sediu o chestiune care m-a întristat teribil. O discuție între mai mulți colegi. Dom'le, ați observat că oamenii când se lasă de fumat încep să moară? Și cum ai observat acest lucru? Brusc, după ce s-au lăsat de fumat, au aflat că au foarte multe afecțiuni și în decurs de relativ scurt timp, chiar dacă sunt câțiva ani, am observat că ei ne părăsesc, cum mai sunt. Zic, bă, te-ai gândit că poate ceva s-a întâmplat înainte să se lase de fumat, nu după ce s-a lăsat de fumat? De foarte multe ori, atunci când ne place ceva foarte mult, căutăm motive să-l păstrăm în viața noastră, chiar dacă el este agresor, dăunător. Sper din suflet ca cei care ne urmăresc, în fiecare ediție amintim cam aceiași factori de risc, alimentație, fumat și alte comportamente care ne dăunează. Sper din suflet ca într-un târziu să conștientizăm și să luăm acea decizie de a ne păstra sănătatea sau de a o redobândi, renunțând la ceea ce ne face rău. Aveam un titlu în desfășurătorul meu care spunea că nu prea sunt simptome în boala coronariană. Sunt totuși semne pe care pacientul ar trebui să le observe? Sunt totuși semnale că ceva se întâmplă și ar trebui să meargă la medic pentru a primi anumite verificări? Categoric, sunt ceea ce înseamnă prezența simptomelor. Acum, trebuie să înțelegem că simptomele poate să fie foarte diverse și poate să existe sau să nu existe. Există oameni care n-au absolut niciun simptom și o boală gravă de inimă, coronariană, de exemplu, și la care primul semn este moartea subită, este clasicul, nu avea nimic, a căzut din picioare și a murit, e una din cauze, din nefericire, după cum poate ca pacientul să simtă o durere în piept, pe toată suprafața pieptului, ca o apăsare, ca o gheară, care să fie mai ales legată de efort, dar nu neapărat, care să iradieze, tipic pe mâna stângă, în gât, în mandibulă, mă rog, în diverse locații, și poate să, ca pacientul să scadă toleranța la efort, să nu mai poată să facă efortul pe care îl făcea, să încerce să-și limiteze, dar aceasta e o chestie la care pacienții trebuie să fie atenți, pentru că de multe ori se obișnuiesc și spun am îmbătrânit și din cauza asta nu mai pot să urc două etaje. De cele mai multe ori nu bătrânețea este cauza și atunci trebuie să ne prezentăm la medic. Oricum, mesajul ar fi că atunci când avem semne care nu sunt în regulă, avem dureri, trebuie să mergem la medic și să nu încercăm să ne autodiagnosticăm, pentru că putem să intrăm într-un domeniu care zice, aoleo, fac infarct, nu știu, și avem și coaste, avem și mușchi, avem și... După cum putem să nu dăm importanță să fie o chestie foarte gravă. Și atunci de aceea este foarte important să mergem la medic atunci când ceva se întâmplă și nu mai este așa cum era. În două minute până la publicitate, aș vrea să punctăm dacă și tinerii pot avea boală coronariană sau mai degrabă după 40-50 de ani putem întâlni această afecțiune. Ca și experiență personală, trebuie să spun că cel mai tânăr pacient la care a fost investigat și la care s-a confirmat un infarct miocard, din experiența mea avea 17 ani și aici mă refer strict la boala aterosclerotică. Există o serie de boli în principiu legate de nivelul de colesterol care se pot manifesta din copilărie și atunci, într-adevăr, pacienții pot dezvolta boala aterosclerotică la vârstă tânără. E atipic și nu trebuie să intrăm în panică, sunt rare totuși, dar există și această variantă. Dar ceea ce se constată și este oarecum alarmant este faptul că boala care la un moment dat în istorie era apanajul vârstei adulte sau chiar vârstei înaintate, acum se manifestă din ce în ce la vârste mai tinere și avem nevoie ca să evaluăm pacienți de 20 și ceva, 30 de ani și să-i tratăm uneori prin procedee invazive sau chiar chirurgicale. Deci, faptul că ești tânăr nu înseamnă că nu ai boală, dar riscul sau neșansa de a avea boală este mai mică. Vârsta este totuși un factor de protecție. Boala poate fi văzută și ca o boală de uzură până la urmă. Se uzează vasele și atunci, la un moment dat, la unii se uzează mai repede, la alții mai lent. Depinzând, exact cum spuneam, de factorii modificabili și nemodificabili. Dar poate să fie și la tine, cu siguranță. Luăm o foarte scurtă pauză, nu că am avea nevoie. Și revenim în platou pentru că trebuie să vedem care sunt aceste multe beneficii și avantaje pe care imagistica modernă le aduce în viața noastră. Nu plecați, revenim imediat.